Salutare! Asta e al doilea videoclip din seria de videoclipuri în care rezolvăm probleme de pe internet, de programare, de care ar fi ele, și trecem prin cum le rezolvăm, logica de gândire a lor și toate cele. Așa cum am făcut și în data trecută și în videoclipul trecut, voi lua un generator de numere aleatoare, vom genera un număr aleatoriu și vom folosi acest număr, acest 8 apropo aici este... Așa era când am intrat eu pe random number generator, deci nu este cel generat. Și vom lua acel număr pe care îl generăm și vom merge pe un site numit pbinfo.ro, pentru că ăsta este unul folosit și foarte cunoscut de cei din România și îl vom folosi pe ăsta. Mai în alte videoclipuri o să folosim și LeetCode și HackerRank și alte site-uri. Dar momentan noi să facem pbinfo și vedem mai încolo dacă trecem și la alte site-uri și când și cum și vedem. Vedem atunci. Bun, hai să generăm numărul. 832. Deci avem acest număr 832, mergem pe pbinfo și scriem aici la search 832 și ne dă o problemă. Ok. Vom face în acest videoclip vom face mai multe probleme pentru că asta este mult prea simplă. Dar hai să începem. Hai să începem, da? Deci, sunt puțin surprins de cât de simplă este problema asta. Bun, deci creăm un folder nou, 832. Așa, pentru problema noastră. Creăm fișierul C++ în care vom scrie, în care vom rezolva problema. Și vom crea și un fișier makefile pe care îl vom lua efectiv de la problema precedentă pentru a putea să compilăm programul mai ușor. Bun. Acum, hai să vedem. Ce ni se spune? Fiind dată nota unui elev, să se afișeze dacă acesta este corigent sau promovat. Bun. Această problemă este o problemă extraordinar de simplă pe care de obicei îi faci-o dacă ești foarte, foarte la început cu a învăța să scrii C++, ceea ce e ok. Nu este absolut nicio problemă, o facem. Hai să vedem. Vom începe prin a include biblioteca IOStream, pentru că vrem să citim nota acestui elev și vrem să putem să și afișăm informația corigent sau promovat. Așa. Și după care, asta chestia e opțională, dar mie îmi place să o fac, să folosesc și namespace-ul std. Și apoi intrăm în funcția main. Bun. Bun, prima chestie pe care trebuie să o facem noi este să citim nota elevului. Așa cum, dacă țin eu bine minte, ziceam și video cu clipul precedent, atunci când eu rezolv o problemă, oricât de simplă ar fi ea, mie îmi place să testez că totul este gata, că totul este ok, până în punctul în care am făcut acea implementare. Adică implementez o bucată din cod, o testez, trec mai departe dacă e totul în regulă. Dacă nu e totul în regulă, mă duc și repar. În felul ăsta scad numărul de bug-uri care pot apărea în cod. Sigur, programul ăsta este atât de simplu încât cred că în vreo maxim 5 rânduri, 6 rânduri, putem să-l rezolvăm. Și nu ar fi ceva așa mare de testat, dar hai să vedem cum este. Hai totuși să intrăm în detaliu, doar de dragul de a intra în detalii. Hai să vedem. Deci, ni se spune că ni se dă nota unui elev. Nota unui elev, dacă ne ducem un pic înapoi în problemă, ce-i drept, nu ni se spune dacă este un număr întreg sau real. Adică nu știu dacă este nota este 5 sau 6 sau 7 sau putem să avem și 8,3, 5,2, 4,9 sau chestii de genul ăsta. Adică nu este extraordinar de clar, dar putem să presupunem că este un număr întreg pentru că ăsta e exemplul care ni se dă. Nu ni se spune clar că dacă ni se dă o notă, dacă nota este mai mare sau egală ca 5, atunci trebuie să scriem promovat. Dacă nota este mai mică decât 5, corigent. Bun. Și vedem asta din cerința. Din cerința de aici. Hai să facem și cerința mai mare să se vadă. Da? Deci programul va afișa pe ecran corigent dacă n este mai mic ca 5, altfel va afișa promovat. Și ce începem? E atât de simplă încât E atât de simplă problema încât mă simt ciudat să explic toate chestiile astea. Deci, mai întâi va trebui să citim informația pe care o vom folosi. Nota, adică. Nota, așa cum am stabilit, presupunem că este număr întreg. Deci, int nota, o citim, cin nota. Așa. Și acum, tot ce trebuie să facem este să verificăm dacă este mai mică decât 5. Dacă este mai mică decât 5, afișăm corigent, altfel promovat. Și
se poate observa ce trebuie să facem direct din ce am spus eu. Dacă nota este mai mică decât 5, da? Deci, o chestie mișto atunci să scrii cod este că dacă vorbești în timp ce te gândești la rezolvare, de foarte multe ori poți să găsești cum să scrii implementarea în cod doar din ce spui tu, ce scoți pe gură. Dacă nota e mai mică decât 5, ia uite, if, dacă nota, avem variabila nota, este mai mică decât 5, așa, și dacă te obișnuiești cu chestia asta, apropo, să faci, să vorbești în felul ăsta sau cel puțin să gândești în cuvinte, în propoziții, lucrurile pe care vrei să le implementezi tu în cod, o să ajungi să te uiți la cod ca la o poezie, că efectiv să citești codul în cuvinte, ceea ce e mai simplu de înțeles. Dar, dacă nota e mai mică decât 5, afișăm corrigent, cout corrigent și de dragul da o face, hai să punem și un caracter new line pentru a trece la rândul următor după ce se afișează, altfel cout promovat, tot caracter new line la final. Și ăsta este tot programul. Câte linii au fost? 3, 6, 7. Dacă nu puneam atâtea acolo, era mai simplu. Era mai rapid. Bun. Hai să și rulăm programul. Sigur, din nou, este extraordinar de simplu programul. Nu-i problemă. 8.3.2 am zis. Și scriem aici... mă scuzați, vă rog. Trebuie să fim în Ubuntu. Eram în PowerShell. Nu-i problemă. Bun, mergem în 8.3.2. Hai să... asta modifică, mărește tot interfața. Ok, lăsăm așa. Make. Și dacă scriem 3, să zicem, avem un om care a luat nota 3. Corrigent, mai rulăm încă o dată. 5. Promovat, că este mai... Că nota nu este mai mică decât 5, este egală cu 5. Adică nu este mai mică. Deci este promovat. Deci este promovat și da. Deci programul merge. Este atât de simplu, este atât de simplu programul încât, sincer să fiu, dacă mai mult am vorbit eu decât am scris cod, pentru că chiar este un program foarte simplu. Dar, na, logica, din nou, dacă citești problema și ești atent la ce spui în timp ce o citești, la ce gândești în timp ce o citești, efectiv obții rezolvarea, implementarea în cod. Pentru că, na, fiind dată nota unui elev, se dă nota, ia uite, pac, citim. Să se afișeze dacă, deci avem și acest dacă în cerință, dacă e corigent sau promovat. Și, na. Bun. Acum, clipul ăsta ar putea fi foarte scurt, adică am putea să chem aici, dar haide totuși să mai facem încă o problemă rapid. Hai să mai facem încă o problemă. Random number generator 615. 615. Așa. Asta este fix diametral opus. Este mult mai complexă. Haide totuși să facem alta. Pentru că s-ar putea să 424. Pentru că problemele astea mai complexe merită un videoclip special pentru ele. Și de ce zic că merită un videoclip special pentru ele? Pentru că eu vorbesc mult și la problemele simple. Deci videoclipul ăla va dura mult și bine. Așa. Se consideră șirul Fibonacci generalizat astfel. F1 egal A, F2 de valoarea B și tot așa. Practic ne-a dat regula de formare a șirului Fibonacci. Așa. Și se dă un număr natural N și două numere întregi A și B. Să se afișeze în ordine termenii șirului Fibonacci generalizat cu valoarea absolută mai mică sau egală. Deci se afișeze în ordine termenii așa care au valoarea absolută. Adică în modul mai mică sau egală cu N. Ok. Hai să vedem. Hai să citim tot. Să... copiem toată treaba asta. Și problema este problema 424. Mai facem un folder aici, 424. În el mai facem încă un program main.cpp. Așa. Deci, practic, noi avem o formulă generalizată pentru numărul lui Fibonacci, pentru șirul lui Fibonacci. Și nu este exact șirul Fibonacci ăla pe care îl știe toată lumea cu care începe de la primii doi termeni 0 și 1 și ni se spune clar, băi, noi luăm două numere A și B ca fiind numerele de început și urmăm tot regula de generare a șirului lui Fibonacci, dar începem de la A și B. Așa. Și
după, practic noi ce vom citi va fi acest număr natural N și aceste două numere întregi A și B. Și folosind regula asta, ne trebuie să afișăm toate numerele din acest șir al lui Fibonacci generalizat, care să fie mai mici ca N. Deci, cu valoarea absolută mai mică sau egală cu N. Și bine, zice valoarea absolută sau mai mică sau egală ca N, pentru că A și B pot să fie și ele negative. Și eu o să, probabil că o să-și testăm chestia asta, să vedem cum iese. Deci, includ Ustream, iarăși ca să putem să citim și să scriem chestii, using namespace std main, funcție. Și acum, prima chestie, citim numerele pe care trebuie să le citim, A, B și N. Pardon, le declarăm ca să le avem declarate și nouă ni se spune că se citesc de la tastatură numerele A, B și N. Ordinea asta este? Voi presupune că da. Da. Deci în ordinea asta, A, B, apoi N. Sin A, B, N. Așa. Și acum, noi trebuie să ne apucăm să facem calculele. Bun. Pentru a calcula această valoare absolută, pentru că, asta ni se spune, calculează valoarea absolută, să afișăm toate elementele care să aibă valoare absolută mai mică sau egală cu N, ce vom face pentru a ne ajuta, ca să zic așa, vom face o funcție care primește, o funcție care ne calculează această valoare absolută și hai să numim val absolut, care primește un număr x și ne întoarce valoarea absolută. Și valoarea absolută este modulul acelui număr. Deci dacă x este mai mic decât 0, return x ori minus 1, altfel return x. Și asta este valoarea absolută. Nimic mai mult. E destul de simplu. Așa, pentru că e doar modulul, nimic mai mult. Dacă numărul este negativ, îl înmulțim cu minus 1 ca să-l facem pozitiv. Dacă nu este negativ, deci dacă el este mai mare sau egal ca 0, atunci el va fi pozitiv, garantat. Și deci putem să îi dăm return pur și simplu lui, numărului așa cum l-am primit. Bun. Și acum să ne putem apuca de calculul propriu, adică să noi pornim cu termenul 1 și 2 și să ne apucăm să calculăm până la FK, termenul K. Așa. Bun. No, și să ne reamintim că ni se zice să afișăm toate elementele care au valoare absolută mai mică sau egală cu N. Și de ce asta e important? Pentru că asta înseamnă că noi nu știm câte elemente avem de calculat până să ajungem la N. Așa că ce putem să zicem? Putem să luăm o variabilă C, să spunem, și în această variabilă C, noi să calculăm elementul curent, acest F de K. Deci C să fie mereu A plus B, elementele precedente. Și C să fie elementul curent în șirul lui Fibonacci generalizat. Și noi ce vom testa va fi următoarea chestie. Ce vom face va fi următoarea chestie. Creăm acest C și dăm direct valoarea A plus B. Deci deja am calculat A plus B, cel de-al treilea termen folosind A plus B. Și cât timp val absolută de C, cât timp valoarea absolută acestui element este mai mică decât N, ce facem? Păi în primul rând afișăm elementul, afișăm numărul, așa, după care trebuie să facem o decalare. Și de ce trebuie să facem o decalare? Pentru că noi avem, hai să luăm exemplul pe care ne-l dau ei pe PB Info este următorul. Dacă A este minus 1 și B este 2 și N este 40. Asta este exemplul de pe PB Info. E bine, A este minus 1, B este 2. Asta înseamnă că prima valoare a variabilei C pe care o calculăm noi va fi egală cu minus 1 plus 2, adică va fi egală cu 1. După care, și ce înseamnă chestia asta? Chestia asta înseamnă că șirul nostru va arăta ceva de genul ăsta în momentul ăsta. În momentul după ce l-am calculat pe C-ul ăsta. După care, noi vrem ca A să devină, noi vrem să calculăm următorul element, elementul de aici, cum ar veni. Ca să calculăm elementul de aici și să folosim tot variabila C, noi trebuie ca A să devină 2-ul ăsta și B să devină acest 1. Și cum vom face chestia asta? Păi A trebuie să devină 2, adică să ia valoarea lui B și B va trebui să ia valoarea 1, adică valoarea lui C. Și vom face asta în ordinea asta.
Deci, A ia valoarea B, B ia valoarea C. Și atât. Și după care putem iarăși să, să facem calculul ce ia valoarea A plus B. A, așa. Și ce se va întâmpla, practic? Bine, ce se va întâmpla, practic, este că se vor face calculele astea și se tot face afișarea. Și în momentul în care acest C, valoarea lui C va depăși N, în acel moment, pentru că se calculează la finalul fiecărei iterații a while-ului, în acel moment, la următoarea iterație, valoarea absolută a lui C va depăși N-ul și nu se va mai intra iarăși, adică nu se va, în iterație nu se va mai afișa iarăși C. Ceea ce ar trebui să fie corect, cât de cât corect. Hai să vedem cum iese. Dacă rulăm programul, minus 1, 2 și 40 și... și ne dă corigenți pentru că suntem încă... și ne dă și ne dă corigent pentru că suntem încă în folderul precedent, de la problema precedentă. Așa. Hai să mai încercăm o dată. Make. Pardon, 424, nu avem make file-ul. Hai să luăm make file-ul de aici, îl punem aici. Așa. Așa. Și acum facem make. Și minus 1, 2 și 40 și ne-a dat 1, 3, 4, 7, 11, 18 și 29. Și ce ne arătau ei aici? În PB Info ne arătau numerele astea. Așa. Și de ce ne arătau numerele astea? Dacă vedem, ne lipsesc primele două. Și ne lipsesc primele două pe bună dreptate pentru că noi nu le-am afișat. Pur și simplu noi nu le-am afișat. Și putem să, tot ce putem să facem este să începem aici, să facem două if-uri separate. Dacă val absolută de A este mai mică decât N, out A cu spațiu. Dacă val absolută a lui B este mai mic decât N, out B spațiu. Acum, de ce am făcut chestia asta? Te-ai putea întreba, bă, dar de ce am făcut treaba asta? De ce am făcut încă două verificări? Nu puteam pur și simplu să zic out A, B și gata și apoi să continui cu asta? Și răspunsul era că da, dar asta nu ar fi acoperit efectiv toate posibilitățile, toate cazurile pe care le-am fi putut întâmpina noi cu această problemă. Și de ce zic acest lucru? Este pentru că dacă eu aș fi dat minus 1, 2 și 0, N ar fi avut valoarea 0. Nu ar fi trebuit să ne afișeze nimic, din punct de vedere logic. Nu ar trebui să ne afișeze nimic, pentru că N este 0 și valoarea absolută a lui minus 1 este 1, care nu este mai mică decât 0, valoarea absolută a lui 2 este 2, care nu este mai mică decât 0, și deci nu ar fi trebuit să ne afișeze nimic. Și în această situație nu ne-a afișat nimic, pentru că am făcut aceste verificări. Dacă nu făceam acele verificări, ni le-ar fi afișat pe amândouă, ne-ar fi afișat minus 1 și 2, ceea ce n-ar fi fost corect. La fel de bine, o să zic și minus 1, 2 și 1. Și iarăși nu ne afișează nimic, pentru că minus 1 are valoarea absolută 1, și 1 nu este mai mic decât 1. 1 este egal cu 1. Și deci nu trebuie nici asta să îl afișeze. Nici în această situație n-ar fi trebuit să afișeze nimic. Deci iarăși, rezultatul pe care îl avem noi acum este corect. Acum am putea să ne întrebăm de ce au fost separate. De ce au fost separate cele două verificări. De ce n-am făcut toate verificări, ambele verificări într-un singur if sau ceva de genul ăsta. Ei bine, motivul este pentru că dacă eu aș rula iarăși programul cu minus 1, 2 și 2, N, A este minus 1, B este 2, N este 2. Programul ăsta ce ar trebui să ne afișeze? Din punct de vedere logic, ar trebui să ne afișeze minus 1. Și de ce ar trebui să ne afișeze minus 1? Pentru că valoarea absolută a lui minus 1 este 1, care este mai mic decât 2, dar 2 nu este mai mic decât 2, adică B nu este mai mic decât 2. Și ar trebui să ne afișeze chestia asta. Sigur, ne va afișa și minus 1 și 1, ne va afișa și 1, Pentru că avem acest while în care noi practic facem verificarea asta. Dacă valoarea absolută a lui C este mai mică decât N și în cazul ăsta C-ul nostru este 1. Iar dacă noi mergem aici în cerință, ni se zice așa. Noi vrem să se afișeze în ordine termenii șirului ăsta, șirului nostru, care să aibă valoarea absolută mai mică sau egală cu N. Și tehnic vorbind, după cerința dată, este corect. Este corect pentru că noi avem, deși în șirul nostru, așa cum îl avem noi, deci pentru
pentru a egal cu minus 1, b egal 2 și, și n egal 2, pentru aceste date de intrare, șirul nostru arată așa, minus 1, 2, 1. Atât. Așa arată șirul nostru. E bine, dintre astea, noi trebuie să le afișăm doar pe minus 1 și 1, nu? Pentru că 2 nu este, nu are valoare absolută mai mică decât n. Tehnic vorbind, este corect. Deci, cam atâta. Ce pot spune mai... Hai să facem o mică recapitulare. Deci, ce ni s-a spus? Ni se dă această regulă. Șirul Fibonacci generalizat, în care ni se spune clar că termenul 1, F1, Fibonacci 1, este o variabilă A, o variabilă A, nu contează, F2 este B și urmează regula șirului Fibonacci că un termen de pe poziția K este egal cu suma dintre termenul de pe poziția K-1 și termenul de pe poziția K-2, adică cei doi termeni precedenți. Asta dacă avem un K mai mare ca 2. Și A și B sunt două numere întregi. Bun. Iar nouă ni s-a cerut ca, folosind aceste trei numere N, A și B, să afișăm în ordine termenii șirului Fibonacci generalizat cu valoare absolută mai mică sau egală cu N. Da? Ca o mică recapitulare. Așa că noi ce am făcut? Am făcut o funcție, în primul și în primul rând. Am făcut o funcție numită vală absolută ca să ne calculeze modulul, să ne calculeze valoarea absolută direct. Așa. Și ce am făcut? Am citit cele trei valori. Am calculat, în această variabilă C, am calculat cel de-al treilea element al vector, al șirului nostru. Și apoi am făcut verificările. Dacă astea două sunt mai mici decât N, le afișăm. Sigur, separat verificările. Dacă au valorile absolute mai mici decât N. Și apoi cu acest while, noi am făcut toate calculele propriu zise. Adică am afișat valoarea variabilei C, adică, și din nou, C reprezintă variabila în care noi stocăm elementul din șirul ăsta al lui Fibonacci generalizat curent, pe care îl calculăm în acel moment. După care trecem la următorul. Și în ce va fi calculat următorul element. Și tot așa și tot așa. Așa, afișăm valoarea asta. După care decalăm elementele cu o poziție mai încolo, mai valorile cu o poziție mai la stânga. A devine B și B devine C, pentru că în felul ăsta în C vom calcula noul număr, noul element în șirul Fibonacci. Practic îl calculăm pe următorul. Și ca să facem asta, trebuie să facem această decalare. Pentru că, din nou, C este suma elementelor precedente. Deci dacă noi avem poziția, să zicem că în C, în variabila asta C, noi am calculat elementul de pe poziția K. Ca să calculăm elementul de pe poziția K, noi am făcut suma F de K egal cu F de K minus 1 plus F de K minus 2. Da? Ei bine, după ce am afișat elementul ăsta F de K, da? Elementul ăsta, după ce l-am afișat, păi noi va trebui să calculăm F de K plus 1. Păi și cât va fi F de K plus 1? Păi F de K plus 1 este egal cu F de K plus F de K minus 1. Și unde era F de K? Păi F de K, înainte de această instrucțiune, F de K se afla în C, în variabila C. Da? Și tot ce trebuie să facem noi și K minus 1, F de K minus 1 se afla în variabila B. Așa că noi ce facem este să decalăm elementele cu una mai la stânga. A ia valoarea F de K minus 1, adică A ia valoarea B, și B ia valoarea F de K, adică valoarea C. Iar apoi, în felul ăsta, în momentul ăsta, după ce am făcut chestiile astea, în C, noi suntem liberi să calculăm noul F de K plus 1, pentru că nu pierdem valoarea lui C, pentru că am salvat-o în B. Și calculăm F de K plus 1. Și da. După ce am făcut acest calcul, se încheie iterația while-ului și la următoarea iterație a while-ului se face iarăși verificarea. Dacă ăsta are valoarea absolută, dacă F de K plus 1 are valoarea absolută mai mică decât N. Și dacă da, mai intră iarăși în iterație și tot așa și tot așa. Și asta este rezolvarea acestui program. Primul program a fost super simplu. De asta am și făcut două acum. Dar da, asta este ideea principală. Și cam atâta. Cam atâta pentru acest videoclip. Asta a fost cele două programe făcute. Deci primul chiar am fost surprins de cât de simplu a fost primul. Dar da, cam atâta de la mine pentru astăzi. Și sper că e ok. Ne auzim în alte videoclipuri. Pa, pa!